Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem de data aceasta ce ne pregătesc energiile cărților pentru această zi de joi, 22 iunie 2023. Despre ce poate fi vorba pentru această zi? Da, și iată că am extras cărțile și prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta cu numărul 30. Așadar, numerele 3 și 30 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Această carte se referă la o persoană care stă într-o grădină, da? Într-o grădină foarte frumoasă și avem aici și o poartă de acces la această grădină, o poartă pe care această persoană a intrat. Bineînțeles că această carte se referă la posibilitatea dumneavoastră de a vă închide, ca să zic așa, într-o asemenea grădină pentru câteva momente, pentru o oră, să zicem așa, un loc foarte frumos în care puteți fi cu scopul de a proiecta visele dumneavoastră spre univers. Da? Dacă nu aveți la îndemână această grădină foarte frumoasă, puteți face acest lucru din interiorul casei dumneavoastră, din camera dumneavoastră, unde pur și simplu puteți viziona în liniște un videoclip cu imagini foarte frumoase și astfel să vă lăsați ochii sufletului să se orienteze spre acele vise ale dumneavoastră în acele momente, da? Spre vizualizările pe care le aveți de împlinit. Da, această carte nu se referă decât la faptul că voi aveți o muncă de făcut în legătură cu aceste dorințe ale voastre, da? Iar această muncă presupune canalizarea energiei voastre spre acele vise, spre acele dorințe pe care le aveți, da? În acest moment. Să zicem că vă doriți foarte mult un job, da? Că aveți un job pe care vi-l doriți foarte mult în viața dumneavoastră în aceste momente. Sau să zicem că vă doriți foarte mult ca o anumită persoană să-și facă apariția în viața dumneavoastră, da? Toate aceste dorințe pot fi exprimate foarte clar în aceste momente de către tine și poți, bineînțeles, să-ți canalizezi energia spre acestea acum, pur și simplu vizualizându-le ca fiind împlinite deja în viața ta. Da? Vizualizând că tu te afli deja în acele împrejurări care reprezintă aceste dorințe ale tale, pur și simplu vei face ca acestea să se manifeste mai repede în viața ta. Hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte, dragii mei, este cea cu numărul 37, așadar numerele 3, 7, 10, 1 sau 37 pot fi semnificative pentru tine în această zi de joi. Cartea aceasta reprezintă chakra a treia și arhanghelul Camuel. Chakra a treia este localizată la nivelul plexului solar, da? La nivelul capului pieptului, cum îl numim noi, da? În capul pieptului. Acolo unde puteți simți de multe ori că aveți anumite blocaje, de exemplu, dacă nu sunteți bine voi cu lumea din jurul vostru, da? Dacă aveți anumite blocaje la acest nivel, veți simți o durere în capul pieptului sau o stânjeneală oricum. Da? Astfel încât dacă vreți să deblocați această chakră, chakra a treia, bineînțeles că puteți așeza mânuțele dumneavoastră acolo după ce le-ați frecționat un pic și să spuneți de câteva ori Tatăl nostru, astfel încât veți simți imediat cum acea chakra se deblochează și veți putea să vă urmați viața în modul în care doriți, da? Da, această chakră, bineînțeles că este, privește din nou acele dorințe pe care le aveți,
modul în care vă canalizați energia spre aceste dorințe și mai ales legătura dumneavoastră cu universul, cu lumea înconjurătoare, mai ales în momentul în care vă aplecați asupra împlinirii acestor dorințe ale voastre, da? Bineînțeles că este foarte important ca și în momentul în care vizualizăm, da, sau în momentul în care ne interesează foarte mult împlinirea dorințelor noastre, să menținem un nivel de echilibru în relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta vine din partea îngerașului Zana, care îți spune, ești protejat, protejată de tot răul. Ce a fost mai rău a trecut. Îți cer să te relaxezi și să te simți în siguranță. Da, iată că este un mesaj cât se poate de benefic care îți vine din partea unui îngeraș, Zana, care te convinge, te asigură că tot ceea ce a fost mai rău pentru tine, tot ceea ce a fost mai dificil a trecut, ai depășit o perioadă destul de grea pentru tine cu brio și acum poți să spui cu mâna pe inimă că te afli în drumul tău spre succes, da? Că te afli într-o perioadă mai apropiată de ceea ce tu îți dorești, da? Pentru tine. Iată că ceea ce îți cere acest îngeraș este să te relaxezi și să te simți în siguranță, bineînțeles, de ce? Pentru că ceea ce se deschide în fața ta este mult mai luminos, este mult mai optimist decât ceea ce ai avut de înfruntat până acum. Hai să vedem și următoarele cărți, următoarea carte. Da, iată că această carte vorbește despre luna plină și care îți spune să te încredințezi divinității. Încredințează-te divinității, da? Este un sfat care ți se oferă de către astre în acest moment. Bineînțeles că poți face acest lucru, da? Te poți încredința pe seama divinității. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să ai încredere deplină în natură, da? În natura firească a lucrurilor. Să nu încerci să forțezi lucrurile când vine vorba de anumite dorințe pe care le ai, da? De îndeplinirea lor sau de neîndeplinirea lor. Poate că ai așteptat foarte mult ca ceva să se împlinească pentru tine și te-ai săturat să mai aștepți, nu mai ai răbdare în legătură cu acea dorință sau cu acel vis al tău și atunci, iată, parcă ai vrea să forțezi puțin lucrurile, parcă ai vrea să faci și tu ceva, da, palpabil pentru a forța universul să vină spre tine. Dar lucrurile nu pot fi obținute așa, dragul meu sau draga mea, pur și simplu. Trebuie să lași natura să se desfășoare de la sine și din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte care vine din partea pachetului Lenormand. Iată că avem aici cartea cu numărul 21, așadar numerele 2, 1, 3 sau 21 pot fi și ele semnificative pentru tine în această zi de joi. Este o carte semnificativă, importantă, care vorbește despre un munte, da? Un munte pe care îl ai de surmontat în această perioadă. Poate fi o piedică, poate fi o dificultate cu care te confrunți tu, o provocare pe care o ai în aceste momente în viața ta și care îți dă lumea puțin peste cap, care te întoarce poate în punctul de unde ai plecat, da? Această piedică te face să avansezi foarte greu în ceea ce tu îți dorești, dar acest lucru nu înseamnă că tu nu vei putea depăși acest obstacol din viața ta. Da? Dimpotrivă, văd că foarte curând te vei afla în vârful acestui munte și vei putea exclama cu putere, da, sunt un învingător, sunt o învingătoare, am reușit, da? M-am apropiat de succesul vieții mele. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte. Următoarea carte care constă într-un gând, un gând pe care îl poți avea în această zi, care te poate călăuzi. Iată, casa mea este un rai liniștit. Binecuvântez casa mea cu dragoste.
Pun dragoste în fiecare colț al casei mele, iar acest colț al casei mele îmi răspunde cu căldură și confort, sunt în pace. Iată, dragul meu sau draga mea, că și casa noastră, căminul nostru, da, are nevoie de afecțiunea noastră, are nevoie de sentimente benefice pe care să le transmitem acestui loc în care noi petrecem foarte destul de multă perioadă de timp. Da, și făcând așa, da, transmițând sentimente de bine, sentimente de afecțiune către acest spațiu, pur și simplu vom vedea, vom observa cum acest spațiu se va deschide spre noi cu confort și cu multă căldură. Haideți să vedem și următoarele cărți. Iată că prima carte din partea tarotului care vine este Pajul de Săbii, dragii mei. Este o carte interesantă care vorbește despre o persoană care vine în viața ta dorind să facă lumină în relația dintre voi doi. Da? Această persoană este una tânără sau una între două vârste. Este o persoană foarte curioasă din fire, da? O persoană care nu ar suporta să știe că tu ai foarte multe secrete față de el sau față de ea. Din acest punct de vedere, își va dori să știe totul despre tine, da? Își va dori să afle totul sau aproape totul despre persoana ta, mai ales în momentul în care vine să aibă o relație cu tine. De asemenea, această persoană, fiind foarte curioasă din fire, văd că este foarte interesată în această perioadă să se documenteze de un anumit domeniu al vieții sale, da? Văd că va dori să afle mai multe lucruri despre acest domeniu, să se perfecționeze în acest domeniu și este foarte probabil că se va înscrie la un curs sau la o școală în acest sens. Și acest lucru îi va folosi, sau poate că tu ești această persoană, dragul meu sau draga mea, și îți va folosi în viitorul apropiat. Da? Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici 9 de săbi. Avem numai cărți de săbi, ceea ce înseamnă că zodiile de aer sunt direct vizate în această etalare. 9 de săbii care mi arată faptul că sunteți într-o perioadă de tristețe, de vă simțiți abătuți sau abătute, aveți foarte multe griji, unii dintre voi nici nu puteți închide ochii noaptea, dar pur și simplu sunt anumite lucruri care vă dau bătăi de cap. Poate că vă simțiți de parcă nu ați mai avea rezolvare la o anumită situație cu care vă confruntați, fie în legătură cu persoana voastră, da? Fie în legătură cu un loc de muncă sau cu situația financiară, da? Poate că sunt anumite probleme care nu-și găsesc soluționarea în acest moment în viața dumneavoastră. Dar, dragii mei, nu trebuie decât să ridicați capul sus și să vă ștergeți lacrimile și veți vedea cum lumina se va apropia și de viața dumneavoastră, cum încet, încet veți vedea câte o soluție la fiecare problemuță pe care o aveți. Haideți să vedem și următoarea carte. Următoarea carte care se prezintă sub forma unui card din oracol. Iată că acest mesaj vine către voi. Vorbește despre transformare. Relația ta cu celălalt este pe cale să se aprofundeze, dragostea învinge și transformă toate lucrurile. Este un mesaj cât se poate de convingător și cât se poate de profund în legătură cu relația dintre voi doi. Iată că aceasta se transformă și vă transformă pe amândoi pe parcursul ei și este bine să știți că dragostea învinge totul în orice moment al vieții voastre. Da, așadar, nu aveți de ce să vă temeți dacă voi vă iubiți atât de mult. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!